Capitolul 17. O amintire tulbure. După amiaza târziu, la câteva zile după anul nou, Harry, Ron și Ginny erau aliniați lângă focul din bucătărie ca să se întoarcă la Hogwarts. Ministerul pusese la punct această modalitate de a folosi o singură dată rețeaua Flu-Flu pentru ca elevii să se întoarcă la școală repede și teferi. Numai doamna Weasley era prezentă să-i conducă, iar domnul Weasley, Fred, George, Bill și Fleur erau la serviciu. Doamnei Weasley îi dădură lacrimile în momentul despărțirii. În ultima vreme nici nu-i trebuiau prea multe ca să se pună pe plâns. Plânsese de mai multe ori de când Percy plecase, învârtindu-se de acasă în ziua de Crăciun, cu ochelarii stropiți cu piure de păstârnac, lucru de care se făceau vinovați Fred, George și Ginny. "Nu plânge, mamă," spuse Ginny, bătând-o ușurel pe spate pe doamna Weasley, care îi suspina pe umăr. "Totul e bine." "Da, nu-ți face griji în privința noastră," zise Ron, lăsându-și mama să-i dea un pupic foarte umed pe obraz, sau în privința lui Percy. E așa întâmpit încât nu-i cine știe ce pierdere, nu crezi?" Doamna Weasley început să plângă și mai tare când îl cuprinse în brațe pe Harry. "Promite-mi că o să ai grijă de tine. Ferește-te de belele." "Întotdeauna m-am ferit, doamna Weasley," spuse Harry. "Duc o viață liniștită, doar mă știți." Chicotii printre lacrimi și se dădu la o parte. "Bun, să fiți cuminți cu toții." Harry păși în focul de culoarea smaraldului și strigă: "Hogwarts!" Mai zări pentru o clipă bucătăria familiei Weasley și fața înlăcrimată a domnului Weasley, înainte să fie învăluit de flăcări, învârtindu-se foarte repede între zări ca prin ceață alte încăperi de ale vrăjitorilor care dispărură înainte să apuce să le vadă mai bine. Apoi încetini și într-un sfârșit se opri brusc în biroul profesoarei McGonagall. Aceasta abia dacă își ridică privirea din hârtii când el păși peste grătar. "Bună seara, Potter! Încearcă să nu murdărești prea tare covorul cu cenușă." "Normal, doamnă profesoară." Harry își îndrepta ochelarii pe nas și își aranja părul, iar Ron apăru învârtindu-se. După ce ajunse și Ginny, ieșiră cu toții din biroul lui McGonagall și o porniră spre turnul Gryffindor. Cum mergeau, Harry aruncă o privire pe ferestrele de pe coridor. Soarele cobora deja peste domeniul acoperit cu un strat de zăpadă mai gros decât cel din grădina vizuinii. În depărtare îl văzu pe Hagrid în fața colibei sale, dându-i de mâncare lui Buckbeak. "Bibelouri," spuse Ron sigur pe el când ajunseră la doamna cea grasă, care era mai palidă ca de obicei și tresări, auzindu-i glasul puternic. "Nu," spuse ea. "Cum adică nu?" "Este o parolă nouă," zise ea, "și te rog nu striga." "Dar noi am fost plecați, de unde era să..." "Harry, Ginny." Hermione venea fuguța spre ei, roșie la față și înfășurată într-o mantie cu căciulă și mănuși. "M-am întors acum câteva ore și tocmai ce vin de la Hagrid și Buck, adică Witherwings," spuse ea cu răsuflarea tăiată. "Ați petrecut bine de Crăciun?" "Da," spuse Ron repezit, "s-au întâmplat multe. Rufus Scream..." "Am ceva pentru tine, Harry," zise Hermione, fără să se uite la Ron sau să dea vreun semn că l-ar fi auzit. "O, stai, parola, abstinență." "Exact," spuse doamna cea grasă, cu o voce slabă, și se întoarse dezvăluind gaura din spatele portretului. "Ce-i cu ea?" întrebă Harry. "A cam petrecut de Crăciun, se pare," zise Hermione, dându-și ochii peste cap, și intră prima în salonul aglomerat. Ea și prietena ei, Violet, au băut tot vinul din tabloul acela cu călugări beți de pe coridorul farmecelor. "Oricum." Scotocim buzunar pentru o clipă, apoi scoase un sul de pergament pe care se vedea scrisul lui Dumbledore. "Super," spuse Harry, desfăcându-l de îndată ca să afle că următoarea lecție cu Dumbledore era programată în seara următoare. "Am atâtea să-i zic și vouă să ne așezăm." Dar chiar atunci cineva țipă ascuțit. "One-one!" Iar Lavender Brown apăru de nicăieri și se aruncă în brațele lui Ron. Câțiva dintre cei prezenți se puseră pe râs. Hermione chicotii pițigăiat și zise: "Uite o masă acolo, vii, Ginny?" "Nu, mulțumesc, am promis că mă întâlnesc cu Dean," răspunse Ginny, deși Harry observă că nu prea părea încântată. Lăsându-i pe Ron și Lavender prinși într-un soi de încleștare pe verticală, Harry o conduse pe Hermione la masa liberă. "Și cum ți-ai petrecut Crăciunul?" "A, bine," zise ea ridicând din umeri, "nimic special. Cum a fost la One-One?" "O să-ți spun imediat," răspunse Harry. "Auzi, Hermione, n-ai putea?" "Nu, n-aș putea," spuse ea pe un ton categoric, "așa că nici să nu mă rogi. M-am gândit că poate știi tu, în vacanța de Crăciun, nu eu, ci doamna cea grasă a băut o damigeană de vin vechi de 500 de ani, Harry. Bun, ce veste importantă voiai să-mi dai?" Părea prea înverșunată ca să se certe cu ea, așa că Harry lăsă baltă subiectul referitor la Ron și îi povesti întreaga discuție pe care o auzise între Malfoy și Snape. Când termină, Hermione căzu pe gânduri pentru o clipă, apoi spuse: "Nu crezi că..." Se prefăcea să-l ajute pe Malfoy ca să-l păcălească să-i dezvăluie ce pune la cale? "Păi da," spuse Hermione. "Tatălui Ron și Lupin sunt de aceeași părere," zise Harry cu părere de rău.
Dar asta dovedește fără tăgadă că Malfoy are ceva în plan. N-ai cum să negi. Nu n-am cum, răspunse ea încet. Și acționează la ordinele lui Voldemort, așa cum am spus. A pomenit careva dintre ei numele lui Voldemort? Harry se încruntă încercând să-și amintească. Nu sunt sigur. Snape precis a zis stăpânul tău. Și cine altcineva ar putea fi? Nu știu, zise Hermione, mușcându-și buza. Poate tatăl său? Își roti privirea prin cameră, dusă pe gânduri, fără să observe cum Lavender îl gâdi la peron. Ce face Lupin? Nu grosav, spuse Harry, și îi povesti despre misiunea lui Lupin, printre licantrop și despre problemele pe care le întâmpina. Ai auzit de acest Fenrir Greyback? Da, am auzit, zise Hermione părând speriată. Și ai auzit și tu, Harry? Când, la istoria magiei? Știi prea bine că nu ascult niciodată. Nu, nu la istoria magiei. Malfoy l-a amenințat pe Borgin cu el, spuse Hermione, pe alea Nocturne. Nu-ți amintești? I-a zis lui Borgin că Greyback era un vechi prieten de familie și că va fi cu ochii pe Borgin. Harry o privi cu gura căscată. Am uitat! Dar asta dovedește că Malfoy e mortivor. Altfel cum de-ar ține legătura cu Greyback și i-ar spune ce să facă? E destul de suspect, șopti Hermione, doar dacă... O, fi serioasă, zise Harry iritat. N-ai cum să o mai dai întoarsă. Mă rog, există și posibilitatea să fi fost o amenințare fără acoperire. Ești incredibil, asta ești, spuse Harry, clătinând din cap. O să vedem noi cine are dreptate. O să-ți retragi cuvintele, Hermione, cum au făcut-o și cei de la minister. Da, m-am certat și cu Rufus Scrimgeour. Restul serii se scurse în pace și prietenie, bătându-și joc amândoi de ministrul afacerilor magice, fiindcă Hermione, asemenea lui Ron, credea că cei de la minister erau tare tupeiști să-i ceară ajutorul acum, după cât îl chinuiseră anul trecut. Următorul trimestru începu în dimineața următoare, cu o surpriză plăcută pentru cei din anul 6. Peste noapte fusese pus un anunț pe avizierul din salon. Lecții de aparetare. Dacă aveți 17 ani sau împliniți 17 ani până la 31 august, vă puteți înscrie la un curs de 12 săptămâni cu un instructor de aparetare de la Ministerul Afacerilor Magice. Vă rugăm să vă înscrieți mai jos dacă doriți să participați. Preț 12 galeoni. Harry și Ron se băgară și ei printre cei ce se înghesuiau să vadă anunțul și își așteptau rândul să-și treacă numele în josul paginii. Ron tocmai își scotea condeiul să se înscrie după Hermione când Lavender se furișe în spatele lui. Îi puse mâinile la ochi și ciripi. Ghiși cine-i, One One? Harry se întoarce și o văzu pe Hermione plecând, oprinse din urmă pentru că n-avea de gând să rămână cu Ron și Lavender. Dar spre surprinderea lui, Ron îl ajunse la puțin timp după ce trecu de gaura din spatele portretului, cu urechile roșii și cu expresie de nemulțumire. Fără să anunțe, Hermione mări pasul și se alătură lui Neville. Deci, aparetare, zise Ron, dându-i lui Harry de înțeles din tonul vocii că nu trebuia în niciun caz să sufle o vorbă despre ce tocmai se întâmplase. O să fie distractiv, nu? Habar n-am, spuse Harry. Poate e mai bine să exersez de unul singur. Nu prea mi-a plăcut când mi-a arătat Dumbledore cum se face. Am uitat că tu deja ai încercat. Mai întâi aș face bine să iau testul, spuse Ron cu un aer neliniștit. Fred și George au reușit. Însă Charlie a picat, nu-i așa? Da, dar Charlie e mai mare decât mine. Ron își lăsă mâinile să-i atârne pe lângă corp, ca și cum ar fi fost o gorilă. Așa că Fred și George n-au comentat prea mult. Nu de față cu el, în orice caz. Când putem da testul? De îndată ce împlinim 17 ani, adică în martie, în cazul meu. Da, dar n-ai voie să te aparetezi aici, în castel. Nu despre asta e vorba, nu-i așa? Toată lumea ar ști că m-aș putea apareta dacă aș vrea. Ron nu era singurul încântat de posibilitatea de a se aparăta. Toată ziua se vorbi despre viitoarele lecții. Toată lumea aștepta cu nerăbdare să poată dispărea și apărea după bunul plac. Ce ca lumea va fi când vom putea pur și simplu... Simus pocni din degete exprimând dispariția. Vărul Fergus o face doar ca să mă enerveze. Stați numai să vedeți cum o să fie când o să o întorc și eu. Nu o să mai știe ce e aia liniște. Vrăjit de această perspectivă fericită, mișcă din baghetă cu prea mult entuziasm, așa că în loc să facă să apară o fântână cu apă pură, care era subiectul lecției de farmece și vrăji din ziua aceea, reuși să producă un jet de apă ieșit parcă dintr-un furtun, care ricoșă din tavan și îl doboră la pământ pe profesorul Flitwick. Harry s-a aparetat deja, îi spuse Ron lui Simus, care părea ușor rușinat după ce profesorul Flitwick se uscase și îl puse să scrie "Sunt un vrăjitor, nu un babuin care flutură un băț." Cineva i-a arătat cum se face. Aparetare asistată, știi? Wow, șopti Simus, iar el, Dean și Neville își apropiară capetele ca să audă cum e să te aparetezi. Tot restul zilei, Harry fu asaltat de colegii din anul 6, care îl rugau să le descrie senzația avută când se aparetase. Cu toții au părut mai degrabă uimiți decât înspăimântați când le-a zis cât era de inconfortabil
și încă mai răspundea la întrebări la ora 8 fără 10, când fu nevoit să mintă și să spună că avea de înapoiat o carte la bibliotecă ca să poată scăpa la timp pentru a ajunge la lecția cu Dumbledore. Lămpile din biroul lui Dumbledore erau aprinse, portretele foștilor directori sfărăiau încet în rame, iar memo de cantorul era pregătit din nou pe birou. Dumbledore își ținea mâinile de o parte și de alta acestuia, iar cea dreaptă era tot neagră și arăta ca și cum ar fi fost arsă. Nu părea să se fi vindecat deloc și Harry se gândea, poate pentru a suta oară, cum se alesese cu astfel de rană, dar nu întrebă. Dumbledore îi spusese că va afla la un moment dat și oricum voia să abordeze alt subiect. Dar până să apuce Harry să zică ceva despre Snape și Malfoy, Dumbledore îi vorbi. Am auzit că de Crăciun l-a întâlnit pe ministrul afacerilor magice? Da, răspunse Harry. Nu e prea mulțumit de mine. Nu, suspine Dumbledore, nici de mine nu e. Trebuie să ne străduim să nu ne lăsăm pradă neliniștii, Harry, și să mergem mai departe. Harry zâmbi. Voiam să-i spun comunității vrăjitorești că ministerul face treabă bună. Dumbledore zâmbi. Știi, inițial a fost ideea lui Fudge, în ultimele zile ale mandatului, când era disperat să-și mențină postul. A încercat să te întâlnească în speranța că îl vei sprijini. După tot ce a făcut anul trecut? Întrebă Harry furios. După povestea cu Umbridge? I-am spus lui Cornelius că n-are nicio șansă, dar ideea n-a pierit, după plecarea lui din funcție. La câteva ore după numirea lui Scrimgeour, m-am întâlnit cu el și mi-a cerut să-i aranjez o întrevedere cu tine. De aceea v-ați certat, izbucni Harry. A apărut în profetul vrăjitorilor. Din când în când mai apar în profet și lucruri adevărate, spuse. Chiar dacă doar accidental. Da, de aceea ne-am certat. Ei bine, se pare că Rufus a găsit, în cele din urmă, o modalitate să te încolțească. M-a acuzat că sunt omul lui Dumbledore până la capăt. Ce nepoliticos din partea lui. I-am spus că sunt. Dumbledore deschise gura să zică ceva, dar se opri. În spatele lui Harry, Fox, pasărea Phoenix, scoase un țipăt plăpând dulce, melodios. Harry își dădu seama brusc, și asta l-a făcut să se rușineze foarte tare, că ochii albaștri ai lui Dumbledore erau umezi, așa că își îndreptă repede privirea spre proprii genunchi. Când Dumbledore vorbi într-un sfârșit, avu o voce limpede. Sunt foarte emoționat, Harry. Scrimgeour a vrut să știe unde mergeți când nu sunteți la Hogwarts, zise Harry, încă privindu-și fix genunchii. Da, tare îl mai roade chestia asta, spuse Dumbledore, care acum părea vesel, iar Harry considera că era în regulă să-și ridice din nou privirea. A încercat chiar să mă urmărească, ce comic. L-a pus pe Dolly să stea cu ochii pe mine. N-a fost frumos din partea lui. Am mai fost forțat odată să-l de ochi pe Dolly și am făcut-o din nou cu mare regret. Deci ei încă nu știu unde mergeți, întrebă Harry, în speranța că va afla mai multe despre acest subiect interesant. Dar Dumbledore se mulțumi să-i zâmbească pe deasupra ochelarilor cu lentile semicirculare. Nu, nu știu. Și nici n-a sosit vremea să afli. Dacă nu mai e nimic de adăugat, eu zic să-i dăm bătaie. Păi, aș mai avea ceva, domnule, spuse Harry. E vorba despre Malfoy și Snape. Profesorul Snape, Harry. Da, domnule. I-am auzit la petrecerea profesorului Slughorn. De fapt, i-am urmărit. Dumbledore ascultă povestea lui Harry fără nicio expresie pe chip. Când Harry termină, tăcu vreme de câteva clipe, apoi zise. Îți mulțumesc că mi-ai spus, Harry, dar îți sugerez să nu te mai gândești la asta. Nu cred că e foarte important. Nu e foarte important? Repetă Harry necrezător. Domnule profesor, ați înțeles? Da, Harry. Cum sunt binecuvântat cu o minte extraordinară, am înțeles tot ce mi-ai spus, zise Dumbledore pe un ton mai categoric. Cred chiar că ai putea lua în considerare posibilitatea să fi înțeles mai mult decât tine. Repet, mă bucur că mi te-ai destăinuit, dar te asigur că nimic din ce mi-ai spus nu mă neliniștește. Harry nu mai zise nimic, ci doar se uită urât la Dumbledore, fierbând de nervi. Ce se întâmpla? Oare asta însemna că el îi ordonase lui Snape să afle ce pune la cale Malfoy, caz în care auzise deja de la Snape tot ce-i povestise Harry? Sau era cu adevărat îngrijorat de ce auzise, dar nu lăsa să se vadă? Deci, domnule, spuse Harry cu o voce politicoasă, calmă. Spera el, încă mai aveți încredere în... Am avut deja bunăvoința de a-ți răspunde la această întrebare, zise Dumbledore, care nu mai părea binevoitor deloc. Răspunsul meu e același. Fără îndoială, se auzi o voce răutăcioasă. Era limpede că Phineas Nigelus doar se prefăcea că doarme. Dumbledore îl ignoră. Și acum Harry. Insist să-i dăm bătaie. Avem lucruri mai importante de discutat în seara asta. Harry stătea acolo revoltat. Ce-ar fi fost să refuze să schimbe subiectul, să insiste, să aducă argumente împotriva lui Malfoy, ca și cum i-ar fi ghicit gândurile Dumbledore clătine din cap? Of, Harry, de câte ori nu se întâmplă asta? Chiar și între cei mai buni prieteni, fiecare crede că ce are el de spus e mult mai important decât orice altceva ar avea de adăugat celălalt. Nu cred că e lipsit de importanță ce aveți dumneavoastră de zis, domnule, îi răspunse Harry înțepat. Păi, ai dreptate să știi, pentru că nici nu este, spuse Dumbledore vioi.
Am două amintiri să-ți arăt în această seară, ambele obținute cu mari dificultăți. Și cred că cea de-a doua e cea mai semnificativă amintire de care am făcut rost. Eri nu răspunse nimic. Încă era furios pentru felul în care îi fusese primite destăinuirile, dar înțelegea că n-avea nimic de câștigat dacă insista. Deci, spuse Dumbledore cu o voce limpede, ne-am întâlnit în această seară pentru a continua povestea lui Tom Doodler, care la ultima lecție era pe cale să înceapă școala la Hogwarts. Îți amintești ce entuziasmat a fost când a aflat că era vrăjitor, că a refuzat să-l însoțesc într-o excursie pe aleator și că eu, la rândul meu, l-am avertizat să înceteze cu furturile când avea să ajungă la școală. Ei bine, a sosit începutul anului școlar și odată cu el și Tom Doodler, un băiat liniștit, îmbrăcat cu haine la mâna a doua, care s-a aliniat la oaltă cu ceilalți elevi din anul întâi, ca să fie sortați pe casă. A fost trimis în casa Slytherin imediat ce a fost pusă pălăria de selecție, continuă Dumbledore, arătând cu mâna înnegrită spre raftul de deasupra capului său, unde se afla pălăria de selecție, veche și nemișcată. Nu știu cât de repede a aflat Doodler că celebrul fondator al casei putea vorbi cu șerpii, poate chiar în seara aceea. Informația n-a făcut decât să-i sporească entuziasmul și stima de sine. Însă n-a ajuns la urechile profesorilor nicio informație, cum că ar fi încercat să-i sperie sau să-i impresioneze pe colegii din casa Slytherin, vorbind în hempertiliană în salon. Nu a dat niciun semn de aroganță sau agresivitate. Bineînțeles că, fiind un orfan, neobișnuit de talentat și chipeș, a atras atenția și simpatia personalului încă din momentul în care a venit la școală. Părea politicos, liniștit și însetat de cunoaștere. I-a impresionat plăcut pe aproape toți. Nu le-a spus, domnule, cum era când l-ați întâlnit la orfelinat? Întrebă Harry. Nu, nu le-am spus. Deși nu dădea semne că ar fi avut remușcări, se prea poate să fi regretat felul în care se comportase înainte și să fi fost hotărât să o ia de la zero. Am ales să-i dau această șansă. Dumbledore se opri și se uită întrebător la Harry, care deschisese gura să zică ceva. Era încă un exemplu al înclinației lui Dumbledore de a avea încredere în oameni, în ciuda dovezilor copleșitoare că nu o meritau. Dar apoi Harry și-a amintit ceva. Dar n-aveți încredere deplină în el, domnule, nu-i așa? Mi-a spus acel Doodler care a ieșit din jurnalul, mi-a spus lui Dumbledore nu părea să-i placă de mine, la fel de mult precum celorlalți profesori. Hai să zicem că nu eram convins că era demn de încredere, răspunse Dumbledore. Decisesem, după cum ți-am arătat deja, să-l supraveghez și asta am și făcut. N-aș putea spune că am aflat prea multe la început, din observațiile mele. Era foarte reținut cu mine. Era convins, sunt sigur, că îmi mărturisise prea multe atunci când se bucura să-și afle adevărata identitate. Era atent să nu mai dezvăluie vreodată la fel de multe, dar nu mai putea lua înapoi ce lăsase să-i scape în momentele de entuziasm, nici ce mărturisise doamna Cole. Însă a avut înțelepciunea să nu încerce să mă vrăjească, cum a făcut-o cu mulți dintre colegii mei. Cu trecerea fiecărui an, a adunat în jurul lui un grup de prieteni fideli. Îi numesc astfel din lipsa unui cuvânt mai potrivit, deși, cum am mai spus-o, fără îndoială că Doodler n-avea niciun pic de afecțiune pentru ei. Grupul acesta avea un soi de aură sumbră în castel. Era o gașcă pestriță, un amestec de elevi slabi în căutare de protecție, de elevi ambițioși în căutare de glorie și de elevi bătăuși în căutarea unui lider care ar fi putut învăța forme mai rafinate de cruzime. Cu alte cuvinte, ei au fost precursorii mortivorilor și, într-adevăr, unii dintre ei chiar au devenit mortivori după ce au plecat de la Hogwarts. Sub controlul strict al lui Doodler, aceștia n-au fost niciodată prinși, comițând fără de legi pe față, deși cei 7 ani pe care i-au petrecut la Hogwarts au fost marcați de o serie de incidente neplăcute, cu care n-au putut fi niciodată puși în legătură satisfăcător. Cel mai grav dintre ele fiind desigur deschiderea Camerei Secretelor, care s-a soldat cu moartea unei fete. După cum știi, Hagrid a fost acuzat pe nedrept de această crimă. N-am reușit să găsesc prea multe amintiri despre Doodler la Hogwarts, continuă Dumbledore, punându-și mâna uscată pe memo de cantor. Puțini dintre cei care l-au cunoscut sunt dispuși să vorbească despre el. Sunt prea îngroziți. Am aflat ce știu acum după ce a plecat de la Hogwarts, cu multe eforturi, după ce le-am dat de urmă acelora, puțin la număr, pe care i-am putut convinge să vorbească, după ce am căutat în registrele vechi și am interogat martori atât din rândul mageamiilor, cât și al vrăjitorilor. Cei pe care am reușit să-i conving să vorbească mi-au spus că Doodler era obsedat de familia lui, lucru de înțeles, desigur. Crescuse într-un orfelinat și, după cum era de așteptat, își dorea să afle cum ajunsese acolo. Se pare că a căutat în zadar să dea de urma lui Tom Doodler, senior pe scuturile din Camera Trofeelor, pe listele prefecților din registrele mai vechi ale școlii,
chiar și în cărțile de istorie vrăjitorească. În cele din urmă, a fost nevoit să accepte că tatăl său nu pusese piciorul în Hogwarts. Cred că acela a fost momentul în care a renunțat la propriul nume pentru totdeauna și și-a asumat identitatea de Lord Voldemort, începând să cerceteze familia din partea mamei, pe care anterior o disprețuise, femeia despre care, dacă ți-amintești, crezuse că n-avea cum să fie vrăjitoare, atâta vreme cât căzuse pradă rușinoasei slăbiciuni omenești de a muri. A pornit de la numele de Ruvel, despre care știa de la cei care conduceau orfelinatul că i-a aparținuse bunicului din partea mamei. În cele din urmă, după analiza minuțioasă a unor cărți vechi despre familii de vrăjitori, a descoperit că existau descendenți în viață ai lui Slytherin. În vara anului în care împlinea 16 ani, a plecat din orfelinatul unde revenea anual și a pornit în căutarea rudelor din familia Gaunt. Și acum, Harry, dacă ești bun să stai... Dumbledore se ridică, iar Harry văzu că avea din nou o sticluță de cristal, în care se afla o amintire si de fie ce se rotea. Am avut mare noroc să fac rost de ea, spuse el, vărsând conținutul strălucitor în memo de cantor. Vei înțelege odată ce o vom vedea. Îi dăm drumul? Harry se apropie de bazinul de piatră și se înclină ascultător până ce fața îi se scufundă dincolo de suprafața amintirii. Simți senzația familiară că se prăbușea în gol, iar apoi ateriză pe o podea murdară de piatră într-o beznă aproape totală. Îi trebuiră câteva secunde să recunoască locul, timp în care Dumbledore ateriză lângă el. Casa familiei Gaunt era acum incredibil de murdară, cum Harry nu mai văzuse vreodată undeva. Avea tavanul acoperit cu pânze de păianjen și podeaua neagră de murdărie. Resturi de mâncare mucegăită și putrezită zăcea pe masă printre vase nespălate. Lumina provenea de la o lumânare prin care șiruia ceara, așezată la picioarele unui bărbat cu părul și barba atât de lungi, încât Harry nu-i vedea nici ochii, nici gura. Acesta stătea tolănit într-un fotoliu lângă foc, iar Harry se întrebă pentru o clipă dacă nu era mort. Dar apoi se auzi o bătaie puternică în ușă și bărbatul tresări, ridicând o baghetă cu mâna dreaptă și un cuțit scurt cu stânga. Ușa se deschise cu un scârțit. Acolo, în prag, ținând o lampă de modă veche, se afla un băiat pe care Harry îl recunoscu pe dată, înalt, palid, cu părul negru și chipeș. Voldemort adolescent. Voldemort scrută încet coșmeria și dedu cu ochii de bărbatul din fotoliu. Se priviră în ochi preț de câteva secunde, apoi bărbatul se ridica nevoie, iar numeroasele sticle de la picioarele lui huruiră și zorneiră pe podea. Tu, râni el, tu! Și se repezi clătinându-se spre Dudler, cu bagheta și cuțitul ridicate. Stop! Dudler vorbise în herbetiliană. Bărbatul se lovi de masă, răsturând vase mucegăite pe podea. Se uita la Dudler. Urmă o lungă pauză în care se studia atent reciproc. Bărbatul rupse tăcerea. O vorbești? Da, o vorbesc, răspunse Dudler. Înainte, în încăpere, lăsând ușa să se închidă în urma lui. Harry nu se putu abține să nu simtă o admirație amestecată cu resentiment pentru faptul că lui Voldemort nu era deloc frică. Pe chipii se citea doar dezgust și poate dezamăgire. Unde e Ruvel? Întrebă el. Mort, răspunse celălalt. A murit de mult, nu-i așa? Dudler se încruntă. Atunci tu cine ești? Sunt Morfin. Cine altul? Fiul lui Ruvel? Da, normal, cum altfel? Morfin își înlătură părul de pe chipul murdar ca să-l vadă mai bine pe Dudler, iar Harry văzu că purta inelul cu piatră neagră al lui Ruvel pe mâna dreaptă. Am crezut că ești magiamiul ăla, șopti Morfin. Semeni teribil de bine cu magiamiul. Ce magiamiu? Întrebă Dudler tăios. Magiamiul ăla de era drag surorii mele. Magiamiul ăla de trăiește în casa aia mare de peste drum, spuse Morfin și scuipă pe neașteptate între ei pe podea. Arăți fix ca el, Dudler. Dacu, el îi mai bătrân, nu? Dacă mă gândesc mai bine, e mai bătrân ca tine. Morfin păru ușor amețit și se clătină un pic, sprijinindu-se încă de marginea mesei ca să nu cadă. S-a întors, vezi tu, adăugă el prostește. Voldemort se uita la Morfin, de parcă evalua posibilitățile. Se apropie mai tare și zise. Dudler s-a întors? Aha, a lăsat-o și bine i-a făcut, împuțita, spuse Morfin, scuipând din nou pe podea. Ne-a jefuit, vezi tu, înainte să fugă. Unde-i medalionul, ha? Unde-i medalionul lui Slytherin? Voldemort nu răspunse. Morfin se ambala din nou, flutură cuțitul și strigă. Ne-a dezonorat, asta a făcut. Târfa aia mică. Și cine ești de vii, acilea și pui întrebări? S-a terminat, nu-i așa? S-a terminat. Se uită în altă parte, clătinuse ușor, și Voldemort înainte. În acest răstimp, se lăsă o beznă nenaturală, ce stinse lampa lui Voldemort și lumânarea lui Morfin. Stinse tot.
Dumbledore îl prinse strâns pe Harry de braț și porniră cu avânt înapoi în prezent. Lumina galbenă și blândă din biroul lui Dumbledore parcă îl orbi pe Harry după bezna aceea de nepătruns. Asta e tot?" spuse Harry într-o dată. De ce s-a întunecat? Ce s-a întâmplat?" Fiindcă Morfin nu și-a mai putut aminti nimic din acel moment," răspunse Dumbledore, făcându-i semn lui Harry să ia loc din nou. Când s-a trezit în dimineața următoare, era întins pe podea singur. Inelul lui Ruvel dispăruse. Între timp, în satul numit Hangletonul de jos, o servitoare fugea pe strada mare, strigând că erau trei cadavre în salonul casei mari. Tom Dudler, senior, împreună cu mama și tatăl său. Autoritățile magiamești erau nedumerite. Din câte știu, nici până în ziua de azi, n-au aflat cum a murit al de Dudler, pentru că blestemul Avada Kedavra nu lasă de obicei nicio urmă, cu excepție pe care o am în fața ochilor, adăugă Dumbledore, arătând spre cicatricea lui Harry. Cei de la minister însă au știut de îndată că era o crimă comisă de un vrăjitor. Au știut de asemenea că un condamnat ce ura pe Magiami locuia de partea cealaltă a văii, dincolo de casa familiei Dudler, individ ce mai fusese odată închis pentru că îl atacase pe unul dintre cei uciși. Prin urmare, cei de la minister au stat de vorbă cu Morfin. N-a fost nevoie să-l interogheze, să folosească veritaserul sau legilimența. A recunoscut imediat comiterea crimei, oferind detalii pe care numai criminalul le putea ști. Era mândru, spunea că îi ucisese pe Magiami, fiindcă aștepta ocazia de ani buni. Și-a predat bagheta, care s-a dovedit pe dată a fi arma cu care fusese răuciși al de Dudler, și s-a lăsat dus la Azkaban, fără să opună rezistență. Singurul lucru care îl turbura era că dispăruse inelul tatălui său. O să mă omoare că i-am pierdut inelul, le spunea în mod repetat celor care îl reținuseră. Se pare că altceva nici n-a mai spus. Și-a trăit restul zilelor în Azkaban, deplângând pierderea ultimului obiect moștenit de la Ruvel și îngropat lângă închisoare, alături de celelalte suflete amărâte care au pierit în interiorul acelor ziduri. Deci Voldemort a furat bagheta lui Morfin și a folosit-o? Zise Harry, îndreptându-și spatele. Da, răspunse Dumbledore. N-avem amintiri care să demonstreze asta, dar cred că putem spune cu siguranță ce s-a întâmplat. Voldemort a folosit vraja stupefactum asupra unchiului său. I-a luat bagheta și a traversat valea până la casa mare de peste drum. Acolo l-a ucis pe magiamiul care o abandonase pe mama lui, vrăjitoarea, și ca să fie sigur și pe bunicii lui magiami, ștergându-i astfel de pe fața pământului pe ultimii membri ai nevrednicei familii Dudler, răzbunându-se de asemenea pe tatăl care nu l-a dorit niciodată. Apoi s-a întors la coșmelia familiei Gaunt, s-a folosit de o vrajă complexă pentru a sădi o amintire falsă în mintea unchiului său. A pus bagheta lui Morfin alături de proprietarul său inconștient, a luat inelul vechi pe care îl purta acesta și a plecat. Morfin nu și-a dat seama niciodată că nu el a făcut-o. Niciodată, spuse Dumbledore. După cum am zis, a mărturisit totul fălindu-se. Dar a avut tot timpul în minte această amintire reală. Da, dar a fost nevoie de o folosire foarte meșteciuită a legilimenței ca să fie scoasă la lumină, spuse Dumbledore. Și de ce ar fi scotocit cineva mai adânc în mintea lui Morfin de vreme ce a mărturisit că a comis crima? Oricum, am reușit să-i fac o vizită la închisoare în săptămânile de dinainte să moară, perioada în care încercam să aflu cât mai multe despre trecutul lui Voldemort. I-am smuls această amintire cu greutate. Când am văzut ce conținea, am încercat să mă folosesc de ea pentru a-l elibera pe Morfin din Azkaban. Însă până să ia ministerul o decizie, Morfin era mort. Dar cum de nu și-au dat seama cei de la minister că Voldemort fusese cel care îi pusese totul în cărca lui Morfin? Întrebă Harry furios. Era minor la momentul respectiv, nu-i așa? Am crezut că pot detecta că un minor face vrăji. Ai dreptate. Pot detecta magia, dar nu și pe cel care o folosește. Îți amintești că ai fost acuzat de minister că ai făcut o vrajă plutitoare, care de fapt a fost aruncată de Dobby, mormăi Harry, încă măcinat de acea nedreptate. Deci dacă ești minor și practici magia în casa unei vrăjitoare sau unui vrăjitor adult, cei de la minister nu-și dau seama? Cu siguranță nu vor putea spune cine s-a folosit de magie, spuse Dumbledore, zâmbind ușor când văzu indignarea de pe chipul lui Harry. Ei speră că părinții vrăjitoarei sau și ai vrăjitorului să-i oblige să fie ascultători câtă vreme se află sub acoperișul casei părintești. Păi asta e o prostie, izbucni Harry. Uite ce s-a întâmplat în cazul ăsta. Uite ce a pățit Morfin. Sunt de acord, spuse Dumbledore. Indiferent cum ar fi fost, Morfin nu merita să moară așa, învinuit de niște crime pe care nu le-a comis. Dar s-a făcut târziu și vreau să vezi și cealaltă amintire înainte de a ne despărți.
Dumbledore scoase dintr-un buzunar interior o altă sticluță de cristal și Harry tăcu de îndată, amintindu-și că Dumbledore îi spusese că era cea mai importantă amintire pe care pusese mâna. Harry observă ce greu era de golit conținutul în memo de cantor, de parcă s-ar fi îngroșat puțin. Oare amintirile se stricau? Nu durează mult, spuse Dumbledore, când reuși în cele din urmă să golească flaconul. Ne întoarcem cât ai zice pește. Să intrăm din nou în memo de cantor. Și Harry căzu iar prin suprafața acintie, aterizând de data asta chiar în fața unui bărbat pe care îl recunoscu imediat. Era Horace Slughorn, mult mai tânăr. Harry era atât de obișnuit cu el chel, încât fu nedumerit să dea peste un Slughorn cu păr des lucios, de culoarea paiului. Părul îi era des ca peria, deși avea deja o parte cheală ce strălucea, de mărimea unui galeon. Mustața mai puțin stufoasă decât în prezent era blond roșcată. Nu părea la fel de plinuț ca acel Slughorn pe care îl știa Harry, deși nasturii de aur ai vestei brodate erau supuși unei presiuni considerabile. Cu picioarele odihnindu-se pe o pernă de catifea, stătea relaxat pe un fotoliu confortabil, cu un pahar mic de vin într-o mână și cu cealaltă scotocind într-o cutie cu ananas confiat. Harry aruncă o privire în jurul până ajunse Dumbledore lângă el și își dădu seama că se aflau în biroul lui Slughorn. Șase băieți stăteau în jurul acestuia, așezați pe scaune, mai tari sau mai mici decât al lui, toți adolescenți. Harry îl recunoscu imediat pe Voldemort. Avea cel mai frumos chip și dintre toți băieții părea cel mai relaxat. Își ținea mâna dreaptă sprijinită lejer pe brațul scaunului. Harry tresări când văzu că purta inelul de aur cu piatră neagră al lui Ruvel. Își ucisese deja tatăl. Domnule, e adevărat că profesorul Merithod se pensionează? Întrebă el. Tom, nu ți-aș putea spune nici dacă aș ști, răspuse Slughorn, mustrându-l pe Dudler cu degetul plin de zahăr, deși strică oarecum efectul când i-a făcut cu ochiul. Trebuie să spun că mi-ar plăcea să aflu de unde îți obții informațiile, băiete, fiindcă știi mai multe decât majoritatea profesorilor. Dudler zâmbi. Ceilalți băieți râseră și aruncară priviri pline de admirație. Cu toată iscusința asta a ta de a descoperi lucruri pe care n-ar trebui să le știi și cu lingușirea atentă a oamenilor care contează, apropo, îți mulțumesc pentru ananas, ai nimerit-o, e preferatul meu. În timp ce câțiva băieți chicotiră, se întâmplă ceva foarte ciudat. Întreaga încăpere fu brusc inundată de o ceață groasă, albă, așa încât Harry nu mai văzut decât chipul lui Dumbledore care stătea lângă el. Apoi, din ceață răsună vocea lui Slughorn, nefiresc de puternică. O să dai greș, băiete, ascultă ce-ți spun. Ceața se risipi la fel de repede pe cât apăru, însă nimeni nu bătu niciun apropo despre ea. Nici nu dă dură vreun semn că s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit. Uluit, Harry se uită în jur când un mic ceas de aur de pe biroul lui Slughorn bătu ora 11. Măi să fie, atât e ceasul, spuse Slughorn. Ar fi bine să plecați, băieți, altfel o să avem probleme cu toții. Lestrange, să-mi predai eseul până mâine, altfel te paște detenția, e valabil și pentru tine, Avery. Slughorn se ridică din fotoliu și își puse paharul gol pe birou. Băieții ieșiră. Voldemort însă rămase în urmă. El își dădu seama că pierdea vremea intenționat, dorind să rămână singur cu Slughorn. Fuguța, Tom, spuse Slughorn, dar când se întoarse, Tom era tot acolo. N-ai vrea să fii prins hălăduind după stingere, doar ești prefect? Domnule, voiam să vă întreb ceva. Atunci întreabă-mă, băiete, dă-i drumul. Domnule, mă gândeam că ce știți dumneavoastră despre horcruxuri? Apoi se întâmplă din nou. Ceața deasă inundă camera, încât Harry nu i-a putut vedea deloc pe Slughorn sau Voldemort, doar pe Dumbledore care zâmbea cu seninătate lângă el. Apoi bubui din nou vocea lui Slughorn, așa cum se întâmplase și data trecută. Nu știu nimic despre horcruxuri și nu ți-aș spune nici dacă aș ști. Acum șterge imediat și să nu te mai prind că pomenești de ele. E bine, asta a fost, spuse calm Dumbledore care stătea lângă Harry. E timpul să plecăm. Picioarele lui Harry se desprinseră de podea și după câteva secunde aterizară pe covorul din fața biroului lui Dumbledore. Asta-i tot? Întrebă Harry cu indiferență. Dumbledore spusese că aceasta era cea mai importantă amintire dintre toate, dar el nu-și dădea seama ce era așa de însemnat. Desigur, era vorba de ceață, iar faptul că nimeni nu păruse să o observe era ciudat, dar în afară de asta nu se mai întâmplase nimic. Pe lângă întrebarea pe care o pusese Voldemort și la care nu reușise să obțină un răspuns. După cum probabil observat, zise Dumbledore, așezându-se din nou la birou, amintirea aceasta a fost modificată. Modificată? Repetă Harry, așezându-se și el. Bineînțeles, spuse Dumbledore. Profesorul Slughorn și-a schimbat propriile amintiri.
Dar de ce ar face asta? Cred că e rușine de ce își amintește, zise Dumbledore. A încercat să schimbe amintirea ca să se pună într-o lumină mai bună, ștergând acele bucăți pe care nu dorește să le văd. După cum ai observat, a făcut o treabă de mântuială și asta e cu atât mai bine, fiindcă înseamnă că adevărata amintire e încă acolo, de desubtul tuturor modificărilor. De aceea, pentru prima dată, îți dau o temă, Harry. Sarcina ta va fi să-l convingi pe profesorul Slughorn să divulge adevărata amintire, care va fi fără îndoială cea mai prețioasă informație pe care o vom avea. Harry se uită lung la el. Dar cu siguranță, domnule, spuse, încercând să vorbească cât mai respectuos cu putință, n-aveți nevoie de mine pentru asta, ați putea folosi regilimența sau veritaserul. Profesorul Slughorn e un vrăjitor foarte capabil, care se așteaptă la așa ceva, spuse Dumbledore. Se pricepe mult mai bine la oclumență decât amărâtul de morfin gond. Și aș fi uimit dacă nu ar avea la el un antidot pentru veritaser, de când l-am forțat să-mi dea această parodie de amintire. Nu, cred că ar fi o prostie să încercăm să scoatem cu forța adevărul de la profesorul Slughorn. Și probabil că asta ar face mai mult rău decât bine. N-aș vrea să plece de la Hogwarts. Însă are și el slăbiciunile lui. Și cred că ești singura persoană care ar putea trece de barierele pe care și le-a înălțat în jur. E important să facem rost de amintirea adevărată, Harry. Cât de important e, nu vom ști decât atunci când o vom vedea. Deci succes și noapte bună. Luat un pic prin surprindere, de cât de repede fusese expediat, Harry se ridică prompt în picioare. Noapte bună, domnule. Când închise ușa biroului în urma lui, îl auzi limpede pe Phineas Nigel spunând: Nu înțeleg cum s-ar putea descurca băiatul mai bine ca tine, Dumbledore. Nici nu mă aștept să înțelegi, Phineas, răspunse Dumbledore. Și Fox mai scoase un țipăt plăpând melodios.